Salut și bine găsit la un episod de Battlegrounds. Ia uite-l pe ăsta aici, așa direct. Cum îi dăm? Ce căcat face? Da, vine safe-ul într-un meu, deci trebuie să-l bat. Trebuie să stau pe el, că altfel... Hai șefule, și cred că își dă viața acum că i-am dat ceva. Nu uitați să apăsați butonul de like dacă mai vreți videoclipuri și l-am început mai de acum că cam astea sunt ce am. Mapa pleacă imediat, nu sunt în safe. Și hai să vedem, mi s-a părut sau a plecat? Nu, cred că a plecat. Hai mă, frate meu. Opa, stai. Stai că nu-i bine. Na, mai dă-i acum. Headshot. Nice. O dure pe delele să văd ce avea și o tai de aici. Mai era unul pe aici pe partea asta. Joc la solo pentru că a început să-mi placă la solo mai mult. Nu-mi par loot-ul și mai multe chestii. Trebuie o mașină acolo. Ia să vedem. Să inspectăm terenul un pic. Bun, hai să mergem să luptăm la băiatul ăsta, să vedem dacă a avut și el ceva bun. Nu mai știu pe unde l-am omorât, cred că la piatra asta sau la cealaltă. Stai că nu mai știu. Nu mai știu unde, aici, nu la asta. Ia să vedem. Bun, un X8, multe gloanțe și de mini. Și le folosesc și la o vestă de 2, o țin, pentru că mai de 1 chiar dacă e ruptă. Asta pentru car. Ce făcea cu asta de car? Că nu avea car. Hai să ne iau și ultimele gloanțe și cam atât avea. Bun, hai să vedem. Sigur o să campeze cineva podul aici pentru că mulți vor fi nevoiți să treacă. Cred că o să joc cu X8 pe mini și cu X4 pe SCAR. Prefer să joc cu SCAR decât cu M4 pentru că are și modul full auto și nu doar de asta. Hai să vedem. Am un pic până în safe, dar nu cred că o să mai țin nimeni podul. Opa, om! I-am dat un hit, dacă ați văzut, a sărit sânge atunci prima dată. Hai să vedem. Mamă, cum l-am văzut să moară, băieți. Am o muscă în cameră, futu-s musca, mati. Ia uite-l. E foarte greu. Foarte greu spre... Imposibil, practic, aș putea spune. Teoretic, se poate orice șut. Trebuie, știi, ideea pentru care trag în față, nu știu dacă toți știți, este pentru că mai durează până ajunge glonțul, deci nu e ca pe CS, e mai real pentru că... Opa, ați văzut om aici? Uite, stai. Mamă, ce ochi am azi, ești prost, ce observați am azi. Era unul pe aici, pe undeva. Uite-l. Dacă ar sta pe loc să-i dau un headshot, dar nu stă pe loc. Cred că o să se uite către râu. Sigur o să se uite către râu. Hai să vedem. Dar tu nu-l văd de copacul ăsta. Și uite că a fost bun și X8-ul pe care l-am luat de la ăla pe care l-am omorât mai devreme. Am demers o grămadă. Și nu cred că e o variantă bună de aici, dar... Nu-l mai văd.
Chiar nu mai văd. Cazul ăsta o să trec apa pentru că altă soluție nu am. O să trec pe aici, o să trec în not pentru că sigur sunt aia acolo și mă așteaptă. Singura variantă de a trece, da, mă rog, o zonă foarte mică, dar se pare că m-am nimerit aici. Bun, hai să vedem. Cer scuze dacă nu îi văd pe toți și mai și omit jucători. Da, asta e. Nu mai iau la mă, frate. Că s-a dus către safe. Sper, adică că s-a dus către safe, pentru că dacă mai rămas aici cu ala, a, nu. Sper să nu mai stea asta pe aici, să-mi pun eu scarul full auto. Aș opri să dau un energizant și asta cred că o să și fac. Nu am viața full și oricum vreau să le mai... mai repede. Uite, se vede că alergă mai repede. Dar unde căcat era ăla ascuns pe aici? Sper să nu mi-o dat de pe vreun copac. Haide, haide viață. Nu sunt în safe case. Aoleu, dar nu sunt deloc în safe casele. Vine destul de repede safe-ul, cred că aleargă, cred că vine mai, ba nu, cred că e aceeași viteză. Aleargă, merge un pic mai repede, aleargă, bine, merge un pic mai repede decât mine. Mama, mai am o grămadă până în safe, o să mă rupă, vă să mă mașină acolo în dreapta, dar am zis că, uite, da, mai bine, lasă că dau așa. Nu scade foarte mult, scade mai puțin decât mă așteptam. Hai să vedem ce case sunt în safe. Sunt astea de aici și astea de aici. O să fiu cam la jumate. Nu o să stau chiar foarte bine, dar să vedem. Ideea e că am și armură. Ah, am one de two, stai că am luat-o pe aia. S-a dat drop-ul acolo și e bine că s-a dat pentru că o să se focuseze multă lume pentru, înspre drop, adică vreau să zic. Și probabil nu o să mă observe. Ce bine s-a dat următorul. Cred că bătălia finală cred că o să se dea la anul ăsta aici, nu știu de ce. Așa mi-o... Opa, 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 opa. Dai să pun eu X4 pe mine. Și să vedem băiatul nostru dacă nu cumva m-a văzut și el pe mine. Sper să nu mă fi văzut. Sper să nu se uite în direcția asta. N-ai avea de ce să te uiți aici. Dar nu mai văd undeva aici. Unde am săgeata la 150. A, nu mai am energizant. Hai frate meu. Nu cred că e nici el nu e safe acolo. Aș duce așa ușor către el, să-l iau gen de la spate. Sau să aștept până se ridică, să fugă, după care să-l omor gen din spatele safe-ului. Hai că încerc să-l iau ușor pe la spate. Sau o soluție și mai bună, pun redot și-l pun scarul pe full auto și-l bag cu redotul. 30 de secunde. Hai, bossule, că nu ești în safe. Ridică-te și pleacă. Hmm.
Am câteva emoții pentru că vreau să prind și eu un clip bun. Sincer, nu-l mai văd pe eroul meu. Cred că s-a dus el ușor cu zâu. Ia uite-l. Îl văd. No, stai, X4. Mamă, cum mi se văzuse. Ați văzut? Ce ciudat am văzut scopul când, din curent gen. Am avut tactică bună să stau în curent. Da, deci pleacă așa de greu. Ok, hai să vedem ce avea. Un painkiller, un flash hider pentru a râs. Sincer, nu o să-l iau. Un molotov o să-l iau. Vesta asta. Era mai... Opa, acasă de 3, toate că e ruptă, e mai bună. Așa, gloanțe, cred că am destule. Cam atât avea. Bun. Se schimbă înapoi vestea. Nu pot să mai iau gloanțele. O să arunc... Cred că nu o să arunc eu nimic. Uite, așa o să stau. Bun. Trebuie să fiu foarte atent cum îmi pun... Cred că o să joc așa, gen, sau un X... Hai să iau și X2-ul ăsta. Nu mai am unde. Bandajele, cred că... Ok, s-a dat un pic mai în față. V-am zis că o să se dea aici în lan și nu se dea în partea asta. E lume la casele din față. Să vedem până la mai putea fi lume. Stau eu aici, am boschetul ăsta ascuns. E lume la bloc... Opa, stai. Ia stai așa, ia stai așa, ia stai așa. Murise de mult, dar nu știu de ce mereu am impresia că joc la două, știi? Și mereu cred că moare și ia nu caut. Dar de fapt el moare. Așa, ok. Să-mi pun X4. Hai că joc așa X4. Și pun și scarul single. Nu știu ce e aici, un anticuintul galben. Sincer. Nu-i nimic, e doar umbră. Sper că e doar umbră. Da, e umbra de la... Ok. Aici, la casele astea, cred că m-am făcut văzut. Pentru că am intrat mai stai 10 în viață. Sper să n-am nimic în spate, cum am fost și în spatele lui. Cred că și pe aici e ceva. Nu sunt în safe. A venit unul la case. O să moară, sigur, de cineva acolo, unul dintre ei tot moare. N-are cum să nu fie nimeni în casele alea. A mai venit unul la case. Nu e o bună idee să stai la case. În case, pardon, când este safe-ul mic. Adică, na, fiecare joacă cum știe, dar... Nu mă simt în siguranță în case. Și nu știu dacă sunt în safe aici. Sincer, cred că nu sunt. Ba da, sunt. Sunt în safe. Dacă mă dau așa, mai sunt? Mai sunt și așa, lol. Da, cred că o să pun eu X4 și Red Dot. Nu știu cum să le mai schimb asta. Arma în full auto. Nu știu dacă pun scop, am văd bine. Ok, am puțin emoții, mai sunt 7 în viață. Da, se pare că a fost o idee bună să stai în case, boss. Casele sunt în safe zone. Cred că o să iau pe partea asta pe aici. Și o să cer să trec în spatele caselor sau pe acolo. Cred că mai degrabă pe partea asta, pentru că ar fi mai puțină lume, cred eu. Cât am? 30 de secunde? Doar atât? Hmm.
doar atât. Mă derutează foarte mult umbra. Asta e, frate, n-am ce să fac, trebuie să plec. Nu știu de unde. Adică, ba da, știu, de la Dacia, dar cum căcat? Ce idee proastă am. E singura mea șansă. Până la urmă, în casă. Arma în full auto. Nu-mi place să stau în casă, mai ales că nu mă simt în siguranță. Dar nu avem unde să mă duc pentru că e șala pe mine. Cred că mă vede la geam. Patru-șapte secunde aici le stau. Bă, dar ăla de la Dacia de acolo? A, ia uite mă, futu-s morții tăi. Tu zbura, mătii, hai dă-mi capul să ți-l văd. Hai. Tu zbura, mătii, nu mă lași tu pe mine să trec. Zbura, bun, sigur sunt campat aici. Spuneam. Nu, nu, trebuie să intru în casă. Da, așa. Ce ai, bossule? What the fuck? Pe unde pula mea ies? Aolo. Mamă, ce ziceți de varianta de a mă bate de aici, de la geam? Ăștia. De-i scoate de aici. Și să stau genul safe tot meciul. Ce ziceți de varianta asta? Stai un pic să nu dau. Nu, 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 nu. Să stau oare aici, dar te rupe safe-ul ăsta ultimul. Cred că o să ies de acum. Cioara mea și fără să mă vadă nimeni. Ăla unul, dar cred că din smoke trage, din smoke trage. Îl las pe ăsta, poate îl bate. Doi live, bravo. Și-am luat locul 1. Bun, eu am fost Twic. Vă mulțumesc frumos de vizionare. Sper că apreciați seria. Apropo, sunt pe contul lui Cosmin, pentru că al meu joacă un băiat în contul la el. Dacă v-a plăcut meciul, nu știu, lăsați-mi și părerea voastră în comentarii, sfaturi pentru mine, pentru cum joc și așa, și ne vedem data viitoare. Am fost eu, Ivan Țucat. Pa!